Salutare, lume frumoasă, și bine v-am găsit la un fish blog nou pe zonă. Wow, dar ce se întâmplă că stau în barcă și sunt pe uscat? Păi n-am vrut să vă încarc, ca să zic așa, cu nebunia asta de a posta ba cu barca, ba cu motorul, pentru că mă bucur de ele și vreau să vă împărtășesc. Sunt așa ca un copil mic care se bucură de aceste, ca să zic așa, scule, pentru că sunt niște scule superbe. Ce vorbești, mă? Aceasta este barca cu podină, frumos. Ați văzut vlogul de data trecută, iar acum trebuie să vă prezint Garminul pe care l-am eu, sonarul, să văd cum îl pun, tot sondă cum vine. Vreau să vă arăt și suportul de la Deeper, pentru că o să le folosim în paralel. Dar ce se aude? Oh my god! Oh my god, da! Își face rodajul băiatul. Baba mea! Apa e călie, dar oricum e mai rece cea din butoi, pentru că el își face răcirea. O să-l opresc ca să putem să ne auzim în timp ce facem review-ul. Știți bine că așteaptă, nu? Nebunia. Ok, hai să-i dăm un time-out. După care revenim. Ok, am adus Deeper-ul. Cu el ce-am primit, bineînțeles, cum îl pot monta. Stau în barcă că mi-e drag de ea, facem vlogul din barcă. Și avem aici și sonarul nostru. Dar eu când am luat acest Deeper, am primit și un braț, după cum se poate observa aici, pe care îl putem pune foarte frumos pe barcă, pe care îl montăm pe barcă. Dar văd că tipul de montare e altfel. Uite, bă, ăsta de pe barcă avea și de GoPro. Dar vă dați seama că le facem exact cum dorim noi. Deci cam așa ceva am pentru acest Deeper. Acum veți spune unii, păi stai puțin, dacă ai Deeper, de ce nu l-ai folosit pe acesta și ți-ai mai luat tancul? Păi nu faci asta, ce face ăla? Plus că pe viitor, la acest sonar, o să-i cumpăr o sondă care costă vreo 8.000 de lei, Live Scope, cum unii dintre voi care știți, vă arată peștii în timp direct. Direct, în efect. Ia să vedem ce avem aici. Adică arată peștii când merg, când mănâncă, când vin spre embarcațiune, tot. A, stai mă, că uite, se poate monta și așa, și așa. A, păi e șmecher, mă. Hai mă, că ăștia sunt șmecheri. Bun, și avem brațul pe care îl putem, flexibil, pe care îl putem... Ia să vedem că mai am ceva aici. Mai e o șaibă pe care îl putem monta cum dorim noi. Ok, cred că aici se montează. Pe cutie ce ne arată? Nu, cred că în lateral, jos. Aici în lateral. Hai să le desfacem pe amândouă. Una e pentru aruncarea din, cred că asta e pentru aruncarea din mână, pentru lansetă, iar cealaltă pentru apă. Ia să vedem, cred că așa, nu? De fapt, până să fac eu chestia asta, și nu așa cred că vine, el trebuie să vină, ia uitați, uite, una vine acolo și una vine aici, nici una, nici alta. Da, până nu le iei pe toate, exact asta am vrut să fac, ați văzut. Și e bine că le fac atât de frumos ca să înțelegeți și voi. Deci el o să vină cam așa ceva, ia să vedem. Trebuie să vină în direcția celeilalte, uite aici. Ah, trebuie aliniate astea, pământul cu sfera. Hai că da, exact așa. Gata, uite, vezi? Și vine aici un picioruș, că nu prea văd eu pe cameră, că bate vântul așa, și asta se înfiletează aici. Bă, ești nebun? Aha, uite așa, ca să ia să stea, să-l țină drept. A, corect, corect. Iar aici vine un șurubel pentru aruncarea din mână, dar îl las aici ca să nu-l pierd. Bun, bun. Deci ăsta vine așa, el va pluti pe apă, frumos. Și acum brațul, deci aici e filet pentru el și aici nu e pentru el, e pentru ăsta, da. Bun. Ok, deci aici va veni acest braț, că nu l-am montat niciodată, că n-am avut unde să-l montez, dar eu l-am luat cu gândul acesta. Îl iau pentru că știu sigur că o să-l folosesc, da? Ok, uite așa. Aici îl putem pune cum dorim. Și o să vină undeva așa. Doar că el trebuie... prins, vedeți că are această piuliță ca să culiseze pentru modelele acelea unde l-ați văzut la barcă, exact cum e aici, uite aici, aici unde e prins el, vedeți? Se bagă dintr-o parte și îl puteți duce unde doriți, dar eu neavând chestia aia, am chestia asta, Deeper, aha, și asta vine aici prins, uite așa, și așa o să vină, aaa, șmecherie pe zonă, șoricelul ăsta ce caută aici, cred că e pus și la... Caterinca. Da, da, da.
Deci o să-l am și pe acesta la mine, pentru că vreau să fac niște filmări, să vedem cât de bun și câtă acuratețe are unul față de celălalt. Mă refer și la adâncime, o să fac eu un vloguleț. Bun, și o să vină așa. Ia uitați. Deci ăsta o să vină aici, înfiletat aici, uite așa, frumos, ca la bunica acasă. Și da, îl putem regala de acolo ca să el trebuie să vină și la nivel aici. Ok, deci uite așa, și aici îi punem piulița în funcție de cum avem nevoie. Aici trebuie o piuliță mai mare. De exemplu, așa, trebuie să fie foarte bine paralel cu apa. Deci paralel cu apa. El să se ridice în sus. Da? Să culiseze. Bine că îl putem regla de aici. Bun. Așa. După care strângem piulița asta. Nu mai pleacă asta de aici. Da. Și îl punem în apă în funcție de cum avem nevoie. Uite așa. Da, 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 da. Da. Și asta îl strângem și îl dăm cum avem nevoie. A, păi ești mecher. Ești mecheri. Ok. Da? Și o să facem fel și fel de teste. Dar mă pot duce și cu ăsta la pescuit. Sigur că da. Ia uitați, vedeți? El culisează. Acesta este modelul. Deci am rezolvat cu modelul acesta. Bun. Pentru că niciodată n-am avut unde să-l prind. Da, pe tipul acesta de barcă, da. Bun. Și el va veni exact așa. Sonarul după aia transmite wireless. Se deșurubează de aici. Nu e problemă, nu-i bai. Pe ăsta l-am rezolvat. Hai să-l dăm la o parte. Punem frumos șurubelul aici. Și-l băgăm în punguliță după. Deoarece acum avem aici ceva power. Am și o baterie de 12V. Am cumpărat două de la frații Claumar. Și ce avem noi aici? Sunt așa de curios încât nu știu unde să dorm la noapte. Ha, deja vine miros de sonar nou. Băi, dar e mare, mă. Stai că ăsta e doar capacul. Mamă, cât de mare e. Băi, ești nebun. Băi, e cât o tabletă. Băi, nebunit. Așa de mare? Mamă. Partea mea favorită. Hai, frata mea. E un touchscreen de nou. Băi, mare rău. E mare rău. E aici cardul? Da. E mare rău de tot. Când zic mare, mă refer mare, mare. Eu credeam că e pe jumate. Gen așa. Păi, fraților, de ce putere. Să văd eu cum o să-l... Unde o să-l prind. Cum o să-l prind. Cred că aici, așa, pac. Da, la dreapta tatălui Ceresc. Uite, așa, pac. Și acesta este capacul? Care e rolul lui? Ia să vedem. Ia să vedem. Cred că ar fi un capac. Da, ha, 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 capacul de protecție. Corect, corect, corect. Da, 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 super, bravo, bravo, uite, s-au gândit bine. Gata, fraților, că eu o să las pe barcă, da, sistemul, iar sonarul îl iau. Gata, gata, respectul meu față de ei. Gata, uite, vedeți, îl pot pune oriunde. Dar nu o să-l pun oriunde, ci o să-l pun aici, cu capacul pus. Gata, ce mai găsim în cutie? Facem un review frumos despre sonarul pe care l-am. Numele. Și aici ne arată că ce-i cu spiralul ăsta. Cred că unde să le, cum să le punem, nu să tăiem la nivelul ăsta prin, dar nu înțeleg. Probabil, dar nu înțeleg ce. E după el să decupezi, să-l tai cu farfeca și să știi unde să-i dau găuri pentru prindere, nu știu unde. Adică pe foaia asta e exact dimensiunea lui. Uite și aici cred că pot să scanez să văd ce se întâmplă. Ați înțeles? Dar nu înțeleg de ce. Pentru ce? Hai că ne uităm imediat, vedem ce e și cu această combinație. Și trebuie să mai avem aici. Hai, brodăraș, ușor, ușor. Entuziasm, total, total, total. Dududududum, zăbată tobele. Aici nu mai e nimic. Un capac. E capacul. Aha, cu ăsta se montează. Ăsta se montează pe barcă. Deci, iubesc să fac chestia asta. Deci nici nu vă dați seama că eu și sonarul acesta, cât și sonarul celălalt, le voi folosi la capacitate maximă. Le-am luat, nu să mă aflu în treabă, nu să mă bucur că am sonar puternic, nu. Ba din contră, o să mai investez vreo 8.000 de lei într-o sondă. Vedeți, aici intră sonarul, da, cum o fă, e husa,
Și aici, după cum se vede, sunt mufele. Și avem mufa de curent, NMEA, așa, sonarul, aici intră mufa de la traductor, și Panoptix, Panoptix Live Scope. Vedeți? Aici va intra mufa pe care o voi lua, bineînțeles, cu traductorul, care costă și la 8000 de lei. Dar din moment ce l-am pus pe la ei, s-a terminat tot. Chiar sunt curios de meniu. Să vedem, s-a terminat tot. Bun, iar acesta, cred eu, după părerea mea, că-l pot monta undeva... Da, uite așa. Ah, și astea sunt un fel de piulițe. Se slăbesc și îl dai cum ai nevoie. Bine că trebuia să se să poată fi montat și într-o parte ca să-l vezi la soare. Dar haide să vedem cât de puternic e. Ah, uite așa. Uite, îl dai cum ai nevoie, da? Am înțeles. Da, îi pot face aici niște găuri. Cred că aici se montează. Uite aici. Are două șurubele, patru de fapt, aici, da? Se văd patru. Se poate scoate carcasa asta și îi bag patru colșuruburi aici. Pac, s-au prins aici. Micuțe ca să nu iasă pe partea cealaltă. Da, că trebuie să stea la dreapta tatălui, să am și motorul pe partea asta. Văd eu cum se montează. Nu e complicat asta. Am văzut un tutorial până să mi-l cumpăr. Le mulțumesc celor de la Claumar Pescar. De la ei le-am achiziționat. O să vă pun în primul link din descriere linkul de la fiecare produs, da? Nu e vorba de reclamă, aici știți bine. E vorba de ceva care mi-am luat și care sigur merită atenție. Haideți să-i acopăr, vedeți că are și protecție pentru pini, în caz că îl las în barcă. Eu oricum o să-l las pe barcă și barca o voi băga în magazie. Am o magazie frumoasă. Ce mai avem în cutie? În cutie avem o pungă cu cabluri, mufe, tot. Ia să vedem ce avem aici. Aici avem o tălpice, un colier foarte mare. Să vedem cum se montează, unde se montează. Aici avem o bridă, ne arată cu cleștele să o tăiem foarte bine. Da? Ce mai avem aici? O talpă. Presupun că e talpa care se poate monta cu partea aia. Hai că vedem noi. Sau de la sondă. Ah, și mai e aici. Da, cred că de la sondă. O să mă interesez unde se montează toate aceste power. Bun, și mai avem aici ceva în plastic și sonda în sine, fraților, sonda care comunică pe nebunie, comunică pe toată nebunia. Ok, GT54HD. Bun, și avem aici sonda care vine în spate aici. E cu 5 pini, asta nu e cu 5. Aici sonarul și are și o cătare, să nu o puneți greșit sau să rupeți pinii. Uite așa. Uite așa va intra, fix, frumos, pac. Atât? N-are și o piuliță? N-are piuliță? Nu cred. A, vine asta prinsă peste. Uite. Da. Da. Vine asta prinsă, mă și miram, adică știu că, na, poate o atingi, poate se întâmplă ceva. Da, ne arată aici. Ar fi gen 1, 2, 3. Adică astea rupte de aici. Uite așa. Și va intra aici. Uite așa. Trebuie să facă un fel de țac. Ăla acolo și ăsta aici. Uite așa. Da, da, da. Și ar trebui să vină aici, dacă nu mă înșel. Ia. Sau la curent, la power. Nu cred, cred că aici, mai mult ca sigur. Ca să nu se desfac. Aha. Am că suntem deștepți, mă. Facem un tutorial. Gata, 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 vedeți? Și să nu mai iasă. Ha, 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 ha. Suntem deștepți. Bun. Traductor. Pentru că e o sondă, un traductor mai exact, care transmite către aparat toate datele ce le împinge prin apă. Le împinge prin apă, hai că nu. Datele se împingă în apă. Să vedem unde se montează. Aici, mai mult ca sigur, e senzorul de temperatură. Ok, ok, ok. Ah, și aceasta este talpa. Bun, hai să vedem ce mai avem aici în cutie. Până să le verificăm pe celelalte aici. Cred că e o bandă dublă, adeziv, pentru a se lipi undeva, nu știu unde. Și mai avem firul de alimentare. Împreună cu... Asta e o bară de ferită,
deci se prinde la motorul electric. Acum nu știu dacă au loc amândouă motoare aici, motorul acela și motorul electric. Trebuie să ridic eu barca și să-i fac probă, să vedem dacă merg amândouă motoare, pentru că la pupă n-am cum să-i pun, hai că pupă. Dacă nu, se poate, am văzut pe net, e un sistem care se prinde aici și se pune jos. Până la sistem, trebuie să-l prindem pe el. Și avem aici combinația. Deci nu e o problemă, ne descurcăm. Nu asta e problema. Problema e că trebuie să dăm după peștișori. Trebuie să-i cam caut. Mă împingem păcat să fac treabă. Bun, și s-a mufat aici, totul e perfect. Și clipsul ăsta de aici, da? O să-l las eu cam așa. Ia, el o să stea aici. Da, cred că îl prinde de scândurica asta, nici n-ai cum altfel. Uite așa, uite așa. Dar acum îl las așa ca să ne uităm la el. Să-l deschidem. Și avem aici mufa. Și mufa, bineînțeles că trebuie să o alimentăm la baterie. Uite așa, se prinde mufa în spate și se alimentează. Dar bineînțeles că trebuie să mă uit să văd ce sunt și cu firele astea și unde vin. Hai să vedem, să nu le pun greșite. Aici e siguranța. Ia, cum e? Ce e aici? Curiozitatea. Ce e aici? Aha, siguranță. Foarte bine. Ok. Trebuie să alimentăm plusul, minusul. Hai ca să dau ăsta mai jos. Le-am alimentat la baterie. Firele alea sunt pentru altă conexiune, n-are treabă. Și să alimentăm frumos. Uite așa. Să le facem pe toate ca la carte. Dar să verific unde se montează. Nu neapărat traductorul se montează neapărat pe combinația, ci se poate monta și pe altceva. Deci se poate monta și pe motor, dar se poate monta și pe un suport. Ok, am montat alimentarea. Acum să-i dau husa jos. Foarte frumos. Ce am, trebuie să mă port foarte, foarte bine, foarte finuț cu ăsta. Cum mă port cu el, așa l-am. Știți bine despre ce e vorba. Mamă, sunteți pregătiți? Să-i dăm drumul, fraților. Stai așa. Ia să vedem, că așa se vede mai bine. Ia. Am apăsat odată. S-a stricat, ești nebun. Oh my God! Oh! Măi mica mea! Ai că da! Băi, ce vorbești, mă, avion cu motor, mă? Ce ai, mă, nou-nouț? De la mama lui. Deci vreau să dau un pești. Aoleu, grav de tot. Grav de tot. Cu motorul ăsta și cu alea. Aoleu, îmi iau la mine bujii, îmi iau la mine tot ca să fac tot motorul de la cap la coadă în caz de ceva. Ce am, îl segmentez din nou. Știți că ați văzut că am segmentat la motoare de... Gata, mă, s-a stricat. Hai, mă, că mi-asum riscul. Doamne, deci fiți atenți cât de mare e pe lângă telefon. Uitați-vă și voi. Și eu cu sonarul ăla, vă dați seama că îl pun așa și mă uitam la sonar. Și uitați-vă cât e bun aici, îmi zice de unde sunt. Nu știu dacă am și România. Deci România face parte din țările astea. Nu face parte. Deci nu știu ce să-i dau aici, să-i dau other. Limba română? Are, mă, limba română, lasă-mă că e. Gata. Mă miram, dacă nici limba română n-avea, era power. Bun, demonstrație în magazin, e dezactivat. Ok. Unități de măsură. Astea o să le verific eu, că nici nu știu ce sunt. Adâncime, picioare, hai că deja e treabă bună. Bine, astea pot să le fac eu după. Bun, acceptare. Gata, fraților. E, astea le pot face și eu din nou. Ia să vedem, are și meniu pe sus pe aici, ca la telefon, nu are. Cam așa arată. E mare, e huge, e huge. Hărți, indicatoare, busolă. Păi ești nebun să nu spui că merge și busolă. Dar asta e în funcție de cum merge. Cred că după ce pun. Păi ești nebun. Pare superb. Pare superb. Busolă, motor. Da, 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 ia uite ce tare. Kilometri pe oră. Uite până, adică benzina, dar nu știu cum funcționează chestiile astea. Ia uite temperatura. Cred că se montează, asta se montează la calculator, la vapoarele alea mai mari sau la embarcațiunile alea mai deștepte. Sonarul, traductorul e deconectat, opriți funcționarea și verificați conexiunea traductorului pentru a...
activarea sonarului. Bun, traductorul e aici. I-am montat pe cablu combinația și acum trebuie să o pun aici. Și îl montez uitându-mă foarte atent să nu stric ceva. Gata. Sonar. Da, vedeți? Deci cu traductorul montat funcționează. Ok, și avem Classic, Clearview, Sideview, tradițional plus Clearview, adică ambele la un loc, Clearview plus Sideview. Vedeți? Deci mai multe combinații, frecvență divizată, flasher, ce e asta? În apă. Trebuie să fie conectat la apă și mi-arată ce și cum. Și mai avem aici grafice de date și înregistrări sonar. Foarte bine, o să-i bag card să și înregistrez, mai ales când prin captor, dar oricum o să pun GoPro-ul aici. Info, navigare, rute, astea mai puțin mă interesează. Mă interesează sonarul. Ia să vedem. Aole, deci de când am așteptat chestiile astea? Acum nu are ce să-mi arate, trebuie să merg pe modul, vedeți, nu are ce să-mi arate. Temperatura, curentul bateriei, da? Nu are ce să-mi arate pentru că e foarte sus ăsta pus, senzorul. Adică e sus, nu e băgat în apă și nu are ce să-mi arate. Hai de capul meu, vă dați seama că aici o să-mi arate peștii. Clearview, la fel, da. Trebuie să fie pus, trebuie să fie băgat în apă ca să funcționeze. Side view, la fel, în părți, o să le vedem noi pe apă. Bun, înapoi. Mi se pare că are și demo. Meniu. Deci, cam așa, deocamdată, îl lăsăm în pace. Aici butoanele de mărire, plus minus și 1, 2, 3, 4. Sunt scurtăturile. De exemplu, la sonar și îl pun pe 1. Stai, că nu e așa. La sonar, de exemplu, pe 1 îl las pe clasic și țin apăsat pe 1 și gata, a fost salvat ca scurtătură. Dar vreau să fac chestia asta, vedeți că mi-arată aici 1. Îmi arată că s-a conectat. Adică vreau să văd și dacă e combinația perfectă. Văd că aici mi-arată un semnal, nu știu despre ce e vorba, dar o să mă interesez. Asta în caz că vreau să am niște scurtături, gen să nu mai, dacă sunt un pe mână, să nu mai dau pe touch, pe ecran și să dau așa. O să mă ajute foarte mult. Acum avem tradițional, side și mai avem aici ceva. Aici le împărțim pe ecrane și putem să le împărțim și pe din 4, fiind foarte mari. Frecvență divizată, ia uitați. Și mai avem aici combinații, Active Captain, asta nu știu ce înseamnă, cu Wi-Fi. Și cele utilizate frecvent, în funcție de cum le folosim noi. Dar la sonar avem tot ce avem noi nevoie. Plus că avem aici setări, eu nu m-am jucat pe ele, nu știu despre ce e vorba. Vedeți că sunt foarte multe, uite, simulator dezactivat. Activat. Ok, bun. Simulatoare, ia să vedem simulatoarele. Ok. Uite, vedeți? Panoptix. El acum, exact asta vreau să îmi cumpăr, sonda, ca să meargă panopticul. Ce este acesta? LiveScope. De exemplu, vedeți, o să-mi arate, hai că mă văd și eu, că nu știu cum să stau, că mă văd că e de la soare. Vedeți? Deci acesta este modul demo. Cam așa ceva mi-ar arăta. Uitați-vă și voi cât de puternic e, cât de, nu știu cum să văd eu, să nu mă mai văd eu acolo, cam așa. Cât de șmecher. Deci vă arată în timp real, vedeți și aici, îmi arată cum e poziționată și fiți atenți că merge chestia cu zoom. A, nu, merge zoom-ul acolo și zoom-ul și aici. De exemplu, acesta este un pește, vedeți? Exact așa mi arată și mișcările lui tot, ia uitați. Băi mă, lași, fiți atenți și mi-l mărește, nu-mi vine să cred. Doamne, deci e super inteligent. Uitați, de exemplu, așa vă va arăta. De exemplu, eu un copac în apă și știu locuri unde au fost copaci, mi-au spus și oamenii și agățam mereu acolo. Și uitați cum stau pește aici. Ia uitați, vedeți? Uite aici. Și o să se vadă și montura. Acum e demonstrativ, dar în funcție de reglaje o să meargă și o să se vadă perfect. Clearview. Am și mai multe modele, de exemplu, vedeți din perspectivă, hai că din perspectivă, vă arată tot ce e pe jos, tot. Acesta este un demo, ca să înțelegeți, și aici vă arată în funcție de cum e pus
Vedeți? Ia uitați. Mamă, 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 mamă. Exact cum, în ce parte a bărcii scanează. Deci sunt mai multe, mult mai multe din moment ce o să-mi pun acel Panoptix. Ia uitați. Și 3D scanează tot. Deci simulator. Dar trebuie să dau vreo 8.000 de lei ca să-l iau. Și eu îl iau sigur, nici nu mă gândesc. Deci vă arată foarte multe detalii acum. Eu o să mă mai uit și pe demonstrative și pe foarte multe chestii de astea pe care o să le învăț maxim. Uitați-vă și voi. Și hai să mergem la sonarele noastre. Din moment ce am activat demonstrativul, să vedem. Ia uitați. Eh, așa o să-mi arate mie, în timp real. Și aceștia sunt pești. Cu cât e linia mai groasă, cu atât peștele e mai mare. Sau sunt mai multe arce, exact acelea sunt peștișori. Când vedem o linie dreaptă, aceea este și montura noastră, o putem vedea pe sonar. În curând, zilele astea o să mergem. Mai mult să facem un test așa de ieșire și să încerc combinații. Uitați, aici e un pește mare, de exemplu. Și putem da zoom pe el, frumos. Da? Și foarte, foarte multe se pot face cu aceste sonare. Side view, exact așa va lucra și ne va arăta ce e pe partea stângă, ce e pe partea dreaptă. Bineînțeles că se poate modifica culorile și noi vedem și pe stânga și pe dreapta. Iar aceasta este nivelul apei, deci aceasta partea neagră. Gen așa, exact așa ne arată. Și noi vedem totul exact cum trebuie. Mai multe combinații le avem aici. Și side view cu clear view, da? Adică vedem și ce e pe partea asta, și ce e pe stânga, și ce e pe dreapta, și cum e în față. Și vedem peștișorii, se pot face foarte, foarte multe combinații. Ok, haide să nu vă zăpăcesc, că m-am zăpăcit și abia aștept. Flasher, deci uitați și aici, cum e conul, cum ne arată nou, exact. Deci avem mult mai multe față de ce face sonarul simplu. Și prețul ne arată chestia asta. Sunt multe sonare care pot face foarte multe nebunii, doar că, uitați-vă și voi, de acesta avem noi nevoie. Aceasta este istoria la ce s-a scanat aici. Uitați, vedeți că avem foarte multe setări aici, amplificare, frecvență, 180 de herți. Vedeți, deci ne arată fel și fel de nebunii, intervalul, jos, sus, automat. Ce ai, mă, câte are nebunește aici? Configurare sonar, ce să mai, viteză de derulare. Și avem ea la 10, merge mai repede. Pa, păi șmecher. La 1 merge mai încet, dar la 10 merge mai repede. Ah, asta se dau așa, da? Și la 10 îl avem viteza mai mare și atunci vedem exact ce fac peștii. Dacă urcă, dacă coboară, hai că asta o să o verificăm noi. La viteză mai mare. Vedeți voi exact cum aveți fiecare nevoie. Ok, am decuplat bornele. Neapărat să-i punem protecția pe față. Nici nu mă gândesc. Și să îl îndrept așa frumos. Și acum vedem cum îl prindem. Cum îi fac suportul. Dacă nu, aș putea să... Dar nu pot să-i pun ceva aici ca să îi pun cum ar veni niște fluturași. Pentru că mie să nu pățească ceva. Așa că îl pot lăsa aici. Dau ăsta în stânga, în dreapta. Că e cel mai ok. Nu am un să-l pun. Încă n-o să mă... nici nu o să mă grăbesc. Și vreau de la voi să văd cam cum credeți că aș putea să-l pun. Băi, e foarte stabilă, mă. Ia uitați-vă și voi. Băi, e stabilă rău de tot. E stabilă. Și barca micuță 2,80 m și 2,7 m. Dar hai că 2,70 m era prea micuță. 2,80 m e exact ce trebuie. Am eu o tabletă acasă și o să o pun pentru sonarul celălalt, ca să le vedem pe ambele. Și pot pescui din orice parte. E chestia că am nevoie și de loc. Aici va veni motorul, după cum îl vedeți acolo, deci nu e o problemă. Stă jumate din motor și în lateral, deci va veni motorul până aici, pe undeva. Nu știu dacă au loc amândouă motoare. Și motorul electric și motorul acesta. O să fac eu un test, deoarece aici trebuie să fie amândouă, că nu au loc ca cele care au loc pe față aici. Vine motorul electric pe față? Nu, nu, acolo. Cred că au loc amândouă, mai mult ca sigur.
După care s-a îngrijit unde să-mi pun eu acumulatorii, bateriile. Am o gentuță expre, undeva asta cu acumulatorii, că aici în barcă sunt mai restrâns, nu sunt ca pe mal să mă extind cum vreau. Două lansete și trei pot să iau, nu-i problemă dacă dau la albitură, că sunt în fața mea și pot să dau în ele. Și cu o singură lansetă, nu trebuie să neapărat două. Eu vă iubesc și ne vedem în episodul următor. Nu știu ce o să postez, dar mai mult ca sigur mergem să o testăm. Cu voi a fost Fish Hacker The Brother, vă aștept dacă vreți să vă faceți cumpărăturile pe www.claumarpescar.ro, 5% reducere din partea mea folosind codul promoțional SHARI la sfârșitul cumpărăturilor. Până data viitoare, răsfoiți videoclipurile canalului, că sunt o grămadă, și dacă vreți să mă susțineți, aveți în descriere PayPal, Revolut și tot ce doriți voi. Vă aștept la pescuit.